Mamă, mamă, e sărbătoarea azi, ești de bun? Așa e piesa, e sărbătoarea azi, să cânte muzica. Suflet ai și curat. Mulțumesc. Ca și felul în care ai interpretat. Mulțumesc. Și mă uit acum la tine și parcă văd pe Andreea Esca în prima zi de Pro TV. Semen cu ea. Ce drăguț. Foarte tare semen cu ea. Mulțumesc. Jur că seamănă cu ea. Da? Te rog, Andra. Mi s-a părut foarte interesant că atunci când a spus că e mai liniștitor să cânte la nai, mă așteptam la cu totul altceva. Te-am văzut așa îmbrăcată, am crezut că o să cânti ceva mai clasic. Și a fost o surpriză foarte frumoasă să cânti, să te aud cântând muzică populară. Mulțumesc. Și foarte greu. Și exact când ai început să cânti și Smile a auzit ritmul, a zis: "Ia, auzi, e sărbătoare." Dar chiar așa e piesa, e sărbătoarea să cânte muzica. Deci cum se leagă toate lucrurile astea așa? Păi nu știu eu că e sărbătoare azi. Foarte frumos. Mulțumesc. Iubesc sunetul de nai și mi se pare că e mult mai greu, nu știu, nu mă pricep, dar mi se pare că e mult mai greu să cânti notele astea rapide, sacadate, pentru respirație, pentru diafragmă, decât notele lungi. Și la populară și mai greu. Da, și la populară probabil că e mai greu, că trebuie să sari, să faci. Da, a fost foarte bun momentul. Felicitări. Mulțumesc. Alexandra. Mi-a plăcut foarte mult să te ascult. Doar o inimă românească cred că poate reda cu adevărat acest instrument. Ne vedem data viitoare cu buletinul. Ai 4 de dat. Mulțumesc mult! Mulțumim frumos! La revedere! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.